Pentru zodia Taur, preocuparea pentru siguranța materială și a resurselor contează mult, căutarea libertății ea poate să devină chiar un scop, iar eliberarea de atașamente materiale și descoperirea zonei spirituale poate să devină ceva absolut normal în această perioadă. În carieră sau în planul reușitelor sociale apare manifestarea libertății, pot apărea surprize în zona relațiilor, relații poate mai libere, mai nonconformiste, bazate poate mai mult pe prietenie. Venus susține creativitatea în domeniul relațional. În data de 6 aprilie, în planul relațiilor, cu prietenii, protectorii, asociațiile profesionale, se poate arăta disponibilitatea pentru prietenie, pentru a fi mai sentimentali, se poate ajunge chiar la stări de fericire sau de nefericire, chiar cu o încărcătură mistică. Din 9 aprilie, în relațiile cu prietenii, protectorii, cu asociațiile profesionale, există riscul unor lucruri poate mai nerealiste, poate mai utopice. Există și o conjuncție a secolului, Jupiter-Neptun în Pești, care susține în această perioadă schimbări în mentalul colectiv. În schimburile comerciale, aceste schimbări sunt amplificate de Jupiter. Crește creativitatea artistică, filozofică, religioasă, aspectul susține mistere, secrete, forțe ascunse, crește tendința de folosire a sentimentelor, mai puțin a rațiunii, configurația daltă valorifică opoziția Lună-Pluto și se creează tensiuni în planul comunicării, mai ales în carieră, poate, și prin planetele Jupiter și Neptun din casa relațiilor cu prietenii, protectorii, tensiunile pot fi calmate numai prin emoție, prin sensibilitate și prin intuiție. Pentru săptămâna 40 aprilie 2022, horoscopul se bazează pe o seamă de aspecte astrale. În 4 aprilie se formează configurația de trigon minor, care valorifică un trigon dintre Lună și Pluto în planetele focar Jupiter și Neptun. Triunghiul minor din data de 6 aprilie se face între Lună, Saturn, pe de-o parte, și Marte, Mercur, pe de altă parte. Se valorifică trigonul, de altfel Lună, Saturn, Marte, în planeta focar Mercur. În data de 9 aprilie avem chiar și o quadratură Mercur-Pluto și Jupiter în conjuncție cu Neptun va fi. Soarele, aflat în berbec, putem spune că aduce o susținere pentru energie, pasiune, inițiativă, capacitate de afirmare, implicarea în domenii importante. În 3 aprilie, Soarele este în conjuncție cu Mercur. Este susținut deja de la această dată raționalul, inteligența, spiritualitatea, flexibilitatea. Fiind în combustie, aduce și ceva încăpățânare această situație, aduce prejudecăți și ceva mai mult subiectivism. Între 9 și 11 aprilie, Soarele în sextil cu Saturn aduce o susținere pentru a se afirma personalitatea puternică, dominantă, pasiuni reci, durabile, ambiție, forță intelectuală, forță spirituală, vitalitate bună, relații personale conservatoare. Luna în Taur orientează dorințele mai degrabă către trecut, către valori din trecut, cămin, familie, relații cu părinții. Atracția către natură, tradiții, romantism, sentimentali, Luna în trigon cu Pluto aduce susținere pentru creativitate, pentru raționament, pentru generozitate. În zona relațiilor există emoții, există posesivitate, există gelozie. Avem și un trigon, Lună-Pluto, valorificat în triunghiul minor, cu planeta focar Jupiter și cu Neptun, prin fermitate și generozitate, prin sensibilitate, prin bunăvoință, prin receptivitate, prin sacrificiu și prin utilizarea relațiilor.
Luna în Gemeni susține mobilitatea, instabilitatea, tendințele duplicitare. Relațiile de durată sunt un pic slăbite, apare înclinarea către comunicare, către vehicularea informației, emoții, curiozitate. Riscuri în dezvăluirea unor secrete. Sfatul este să se dea atenție la ce se comunică. Luna va fi și în conjuncție cu Lilith. Susține această conjuncție dezechilibre în planul emoțiilor, temeri, frici. Din 8 aprilie putem spune că luna aflată în rac aduce dorința de a călători în natură, în mediul rural, căutarea de tradiții, căutarea către lucruri din trecut, familie, relații cu părinții. Atracția poate să se facă către lucruri vechi, și poate să apare și tendința de a aduce schimbări în cămin. În 9 aprilie, luna va fi în opoziție cu Pluto. Susține această opoziție conflicte, pasiunile care sunt ceva mai dureroase, există riscul incendiilor, al exploziilor, al furtunilor, careul întâi dintre lună Mercur-Pluto cu planeta focar-Mercur aduce o concentrare de frustrări și de riscuri. Rezervarea lui Mercur pentru a rezolva aceste frustrări și riscuri este posibilă în balanță, prin calm, prin diplomație și prin tact. Configurația daltă valorifică opoziția Lună-Pluton, planetele Jupiter și Neptun, prin emoție, sensibilitate și prin intuiție. Mercur, aflat în berbec, susține în primul rând ideile noi. Aceste idei însă pot fi prea în grabă însușite, pot fi uneori nesemnificative, deși au șansa, în ciuda acestui fapt, să devină foarte ușor idealuri. În data de 8 aprilie, Mercur este în quadratură cu Pluto. Această quadratură favorizează frustrări, revoltă, intrigă, aduce o serie de pericole. Există șansa de a se rezolva frustrările în balanță prin Venus. În 8 aprilie, Mercur este în sextil cu Saturn. Aduce la lumină mentalul, puterea de concentrare, atracția către lectură, cărți, cărți vechi, relații practice, ancorate într-o zonă morală. Mercur este în sextil cu Marte, susține acțiunea militară, curajul, bunul simț, dar și imprudențele. Relațiile sunt pasionale, controversate. În 9 aprilie, Mercur este în careu întâi cu Luna și cu Pluto, unde sunt concentrate frustrările și riscurile. Rezolvarea frustrărilor este posibilă numai în balanță, prin calm, prin diplomație și prin tact. Venus, aflată în Vărsător, este în trigonocrație și favorizează manifestări de libertate extremă, libertinism, surprize în zona relațiilor, relații libere, nonconformiste, bazate extrem de mult pe prietenie. Venus susține creativitatea în domeniul relațiilor. În data de 6 aprilie, Venus va intra în Pești. Este în exaltare și susține disponibilitatea în relații și în plan sentimental se poate ajunge la fericire sau la nefericire, adesea cu încărcătură mistică aceste, până la urmă, această percepție a fericirii. Marte este învărsător. Se susține folosirea energiei într-un mod mai neconvențional, original, dar mai puțin practic, acțiuni deschise către ceilalți de ajutorare, acțiuni idealiste, deschidere către nou. În data de 5 aprilie, Marte este în conjuncție cu Saturn. Această conjuncție cu Saturn generează conflictul dintre inhibiție și dorința de acțiune. Aduce încredere în sine, aduce agresivitate, aduce ambiție, aduce violență, aduce și cruzime, chiar cruzime în lupta pentru un țel. Relațiile pot fi mai dificile și mai restrictive.
cu această aspectare a lui Marte în jurul datei de 5 aprilie. Jupiter, aflat în pești, în domiciliul feminin, susține emoția, compasiunea, înțelegerea față de aproape, înțelegerea mai largă a vieții, a credinței, a sentimentelor nobile, a misticismului. Din 8 aprilie putem vorbi de Jupiter în conjuncție cu Neptun. Conjuncția este în pești și există riscul unor lucruri mai nerealiste, mai utopice. Există această conjuncție a acestui secol, poate să aducă schimbări în mentalul colectiv, în schimburile comerciale mai ales, și ele sunt amplificate de Jupiter. Deci crește creativitatea în plan artistic, filozofic, religios. Există un aspect care aduce la lumină mistere, secrete, forțe ascunse. Apare tendința de a se folosi sentimentele, și poate mai puțin gândirea, rațiunea. Configurația daltă valorifică opoziția Lună-Pluton, planetele Jupiter și Neptun, prin emoție, sensibilitate și intuiție. Saturn, în Vărsător, aduce o concentrare de energie pe ideile progresiste, pe schimbările sociale, pe idealurile revoluționare, gândire liberă, creatoare, deschisă la idealuri. În 5 aprilie, Saturn, în conjuncție cu Marte, despre care am mai vorbit, poate să genereze stări de conflict între inhibiție, dorința de acțiune, încredere în sine, agresivitate, ambiție, violență, cruzime în lupta pentru un țel. Relațiile pot fi mai dificile, chiar mai restrictive. Între 9 și 11 aprilie, Saturn este în sextil cu Soarele. Susține personalitatea, afirmarea unor pasiuni reci, un spirit dominant, puternic, pasiuni durabile, ambiție, forță intelectuală, forță spirituală și chiar vitalitate bună. Relații personale extrem de conservatoare. Uranus, aflat în Taur, susține în primul rând siguranța materială, preocuparea pentru resurse, căutarea libertății. Ea poate să devină un scop, mai ales pentru cei din zodia Taur, pentru că aduce și eliberarea de atașamente materiale și descoperirea spiritualului. Neptun, în pești, ne aduce în zona iubirii necondiționate, a imaginației extrem de fecunde, iluzii, compasiune, mistere, dependențe, izolare, credință. Se poate forma ușor o părere despre vise, scopuri, ceea ce oamenii își doresc să facă în viață. Din 8 aprilie, Neptun însă are o conjuncție cu Jupiter în pești și există riscul de a se întreprinde lucruri nerealiste, utopice. Această conjuncție a secolului aduce schimbări și mentalul colectiv în schimburile comerciale. Amplificarea în această zonă o face Jupiter. Crește creativitatea artistică, filozofică, deschidere către zona religioasă. Aspectul acesta susține și mistere, secrete, forțe ascunse. Crește tendința de a se folosi sentimentele și mai puțin rațiune. Configurația de daltă valorifică opoziția Lună-Pluton, planetele Jupiter și Neptun, prin emoție, prin sensibilitate și prin intuiție. Pluto, aflat în Capricorn, în peregrinaj, susține puterea, susține ascensiunea, susține regenerarea, dar și transformarea. Trigonul Pluto-Lună este valorificat în triunghiul minor cu planeta focar Jupiter și cu Neptun prin fermitate, prin generozitate, prin sensibilitate, prin intuiție, prin receptivitate, prin sacrificii, prin relații de
dăruire, de înțelegere față de cei apropiați. În 9 aprilie, Luna este în opoziție cu Pluto. Aduce în prim plan conflicte, pasiuni dureroase, riscul de incendii, de explozii, de furtuni. Careul întâi dintre Lună, Mercur, Pluto, cu planeta focar Mercur, aduce o concentrare pe frustrări și pe riscuri. Rezervarea lui Mercur pentru a rezolva aceste frustrări și riscuri ne duce către rezolvarea acestora posibilă numai în balanță, prin calm, prin diplomație și prin tact. Configurația de altă valorifică opoziția Lună-Pluto în planetele Jupiter și Neptun, prin emoție, sensibilitate și prin intuiție. În data de 10 aprilie, Pluto este în cuadratură cu Mercur. Aduce frustrări, aduce stări de revoltă, de intrigă și de pericol. Există șansa însă de a se rezolva frustrările numai în balanță prin Venus, și așa cum am mai spus, calm, diplomație, tact. Nodurile lunare, nodul nord aflat în Taur, arată scopul vieții, arată viitorul, arată direcția în care ne îndreptăm. Nodul sud reprezintă trecutul și bagajul karmic. Nodul nord în Taur ne dă șansa să construim valori pozitive, să învățăm, să ne stăpânim emoțiile, să urmărim armonia, liniștea, viața ordonată, o lecție despre a construi o casă, o afacere, de a valorifica o abilitate, un talent, de a pune accentul pe latura materială, de a asigura confortul material, de a dezvolta bunul gust, simțul estetic, dar și poate controlul apetitului alimentar. Chiron, aflat în Berbec, poate să aducă metode de autovindecare. Autovindecarea însă este la nivelul capului, în general, cu Chiron în Berbec, migrene, leziuni, lovituri în zona capului, insomnii, predispoziția la arsuri, iritații sau hipertensiune. Lilith, luna neagră, aflată în Gemeni până în 14 aprilie, influențează mentalul, cuvintele, comunicarea, vehicularea informației, în sensul că informațiile pot distruge realmente, pot fi făcute compromisuri, folosindu-se puterea de convingere și seducție. Prin comunicare și vehicularea informației se pot manipula persoane, situații, mesajul este de a se schimba mentalitatea, comunicarea, să se facă prin asumarea răspunderii în activități de comerț, călătorii, turism, studii. Luna este în conjuncție cu Lilith și susține dezechilibre, emoții, temeri, frici.